Alo? Mulțumim domnului Nichifor, domnului Reculaienciu, pentru mărturia dânșilor. Mărturii mai bogate, depănate de dânsii și de alți foști deținuți politici, am postat și urmează să mai postăm pe contul de YouTube al Fundației Ion Gavrilo Ogoranu și ele vor fi semnalate și pe site-ul acestei organizații, dar și pe pagina de Facebook a instituției noastre. Și acum un alt deținut politic, dar un deținut politic care de la naștere a fost deținut politic și care și-a petrecut primii 2 ani de viață dincolo de zidurile temniței și dincolo de sârmele ghimpate. Astfel încât atunci când a ieșit din închisoare și a văzut lumina zilei, încerca să prindă vântul care îi alina fața pentru că nu mai văzuse, nu mai simțise așa ceva. Sau arunca pe jos pâinea din familia rudelor care o adoptaseră pentru că nu știa ce înseamnă aia pâine. Terifiante mărturii care au mai fost depănate și înregistrate de noi ale doamnei Zoe Rădulescu. Nimeni alta decât fiica luptătorului anticomunist Gogu Puiu, cel care a condus alături de frații Fudulea teribila rezistență armată din zona Dobrogei, rezistența aceasta dominată de aromâni și care a lăsat în urmă o adevărată epopee care și astăzi mai se găsește prin paladele a românilor. O chem aici pe doamna Zoe Rădulescu